Comisia de competiție a Federației Române de Fotbal a analizat contestația depusă de SCM Craiova la finalul partidei de luni cu CSM București, în ceea ce presa a numit cazul ecusoanelor. Pe scurt, antrenorii echipei bucureștene Mete Clit și Adrian Vasile nu au avut ecusoanele la începutul jocului, motiv pentru care au fost trimiși în tribună de observatorul partidei, Victor Sighirce. Conform regulamentului de organizare și desfășurare a Ligii Naționale 2014-2015, o echipă este obligată să aibă un antrenor pe bancă, astfel riscă chiar să piardă jocul cu 10-0 și să fie penalizată cu un punct. Membrii comisiei de competiție au decis însă să păstreze rezultatul din teren și mai mult, l-au trimis pe observatorul partidei la Comisia de Disciplină, considerându-se că a luat dreptul la muncă oficialilor. Antrenorul echipei craiovene, Gheorghe Zbora, nu mai înțelege după ce regulamente au judecat membrii comisiei cazul. Vă așteptați să se dea o decizie favorabilă noastră? Păi, în litera regulamentului, nici nu mă gândeam că putea altfel fi. Pentru că și echipa noastră anul trecut a fost sancționată la două jocuri cu meciurile pierdute 10-0 și câte un punct. Asta este, așa a fost regulamentul, nici nu m-am gândit că se poate lua o altă hotărâre, dar o respectăm, întrucât am înțeles că toți 12 componenți ai comisiei respective au votat pentru. Echipa de handbal feminin SCM Craiova primește astăzi vizita formației Dunărea Brăila, o formație neînvinsă în acest început de sezon. Partida a început la ora 18:00.